Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Am comandat de pe un site de afară niște produse de safety și o să vi le arăt și vouă dacă să și stabilizează imaginea asta. O să vă las site-ul în descriere, nu trebuie să mă uit pe comandă, pe mail, că nu mai știu exact. Am luat niște căști. Bine, inițial am să iau după AliExpress, dar livrarea era foarte... Asta le-am luat pentru test. Aici aveți cutiuța. Am luat să le testăm, să vedem ce calitate sunt. Nu sunt cu radio și nebunii, dar sunt pur și simplu ca să nu ți spargă creierul în cap ori mașina sau mașina de carotat plus aspirator, că e destul de enervant. Căștile nu arată rău și nici sunt scumpe. Iar vreau să văd. Acum o să le testăm pe șantier și o să vă țin la curent dacă au ținut sau nu, că știți cum arată astea după prima utilizare, nu? În primul rând sunt albe. Tot ce e pe șantier și că suntem rigipsari, înglătuitori sau zugravi. Exact ca după cablu românesc în care curge talcul. Cam așa suntem. Dacă mai ești salopetă neagră. Am luat niște veste reflectorizante, între care două cu LED-uri. Deci asta e maximul. La asta am desfăcut-o, n-am putut să mă abțin. Are baterie aici, butonul. Unde ești, nenea, butonul? A fugea butonul? Pa bune! Astea. Și reflectorizante e doar partea asta de aici. Dar mi-e de ce nu merge butonul, are alte faze. Lica. A fugit placa de aici, ce a făcut? Păi nu mai mă joc. E exact pe spate butonul, adică, dar nu e că eu doar i-am tras folia de acolo. Uite, e aici. Bineînțeles, aceeași jucărie. Vizibilitate noapte. Acum vedem și cât or să țină bateriile. Așa, avem un alt model aici, care o să ne convină cel mai mult, o să comandăm mai multe, dar trebuie să le dau la băieți să le terfelească ca lumea pe șantier. Asta seamănă cu aia de la Milwaukee, că e același producător, cu casca cel puțin. E cum e aia de la Milwaukee cu buzunare, ceea ce nu e rău. Nu trebuie să o umpli, dar acolo un patent neizolat și o șurubelniță, cum îi spune, tot așa neizolată, merge. Să ridicăm un pic mai sus cadru. Asta bună vara, că văd care e materialul ăsta cu aerisire, că vara te sparge o vestă de aia mai groasă. De căldură mă refer. Bineînțeles că n-am reușit în viața mea să iau un tricou de năraf și să-l pun la loc cum l-am luat. Dacă m-am răzgândit și vreau altul. Bineînțeles că e bucuroasă nevastă mea pe tema asta. Cam așa îl bag în șifonier înapoi. Ca să știți. Aici avem una de culoare închisă. Tot cu buzunare. Tot așa, patru buzunare, două aici, trei are, mă, în castane. Aici îți bagi legitimația de RATV pentru cei care n-au permis. Deocamdată. Super interesantă culoarea asta, mi se pare
elegante să scrii și firma pe spate. Deci arată bele, chiar îmi place. Asta. Nu mai stau să le bag în punga la loc, oricum trebuie să le dau la băjeți. Work can be safe all the while. Silver strip. Acum fiecare când au de strip să gândește la diverse chestii. Eu mă gândeam la stripper de cabluri, acum voi la ce vă gândeați? E problema voastră, e la fel ca aia neagră. Doar că e pe verde. Da, mi s-a părut cea mai tare. Bine, normal, trebuie o culoare care să sară în ochi. Dar nu asta, că vei fi înjurat. Mai bine portocaliu sau galben, că vei fi înjurat rău de tot. Știm noi de ce. Mai ales pe stradă. Pe șantier nu e problemă, dar dacă lucrarea se desfășoară pe stradă, e nasoală treaba. Asta e un galben deschis față de asta, adică se vede diferența. Același model, legitimație, buzunare. Ce mai important lucru e să vedem cât țin în timp și dacă merită, că bineînțeles să găsești și la noi, nu e problemă. Dar dacă țin mult în timp, uite, asta e aceeași cu aia albastră, doar că e pe verde. Cu luminițe și pe față și pe spate. Avem portocalie. Oh, mă, s-au pus 7 minute vorbind despre niște veste. Deci să te vadă mașina frumos. Mai știu aici când te vede în verde la pe stradă. Prima oară te înjură, după aia te înjură că s-a speriat și nu era poliție. Asta care niște chestii interesante aici. Are buzunar. Deci buzunarul exact pe bucata asta. Deci aici, pardon, aici se bagă șurubenița neizolată. Are două de astea și cu arici și două buzunare jos. La fel ventilată. Vedem acum care cum. Bineînțeles că ai mei, ăla nu vrea de-aia, ăla nu vrea de-aia, altă, eu vreau neagră, eu vreau albastră, eu vreau... Și trebuie să ne hotărâm la un model. Le-am făcut salopete anul trecut. A nebunit femeia aia care trebuie să le ia măsuri. Că el nu vrea de-aia, el nu vrea el altă. Și ultima, dar nu cea din urmă. Bineînțeles, vestă întreagă, dar cu leduleți. Disco. Aproape întreg. Tot cu ledulețe. Hai să vedem și unde au bateriile și butonul de on-off. După firicele vor încapăta. Uite aici are baterii. Aha. Și bineînțeles că n-am două baterii. Ce esteți voi? Ce că 3x2. Pauză, să caut baterii. Nu garantez că și merg bateriile astea. Le-am luat de la două microfoane. Nu știu unde am cutiile cu baterii. Am în genți oricum baterii de rezervă non-stop. Yay, pomul de Crăciun. A, interesant. Nu v-am zis eu, pomul de Crăciun are și mai multe de astea? Are, are, cum să. Jingle bell. Acum am știut o să țină în timp. Și are și pe spate. Jingle bell.
Dar e interesantă ideea. Adică ești cât mai vizibil posibil. Da, cam astea sunt jucăriile luate de pe site-ul ăsta. Vă las link-ul în descriere. Sper să-mi aduc aminte, că niciodată nu prea mi-aduc aminte. Asta ca să scadă întrebările de unde le-ai luat. Și poate oprim și noi lumile, că e curentul destul de scump. Gata. V-am pupat. Ne vedem la filmulețul următor. Bye, bye.